Povești din șantier. Ok. Cam care ar fi ponderea dintre cei care cumpără în ceea ce privește intenția lor de a reorganiza spațiul? Nu spun să-l zugrăvească sau să-l sanitarizeze sau să schimbe finisajele, dar să-l reorganizeze, adică... Să mute pereți, face. Da, să mute pereți. Să zică, domnule, hai să facem baia mai largă sau, uite, facem din camera asta un dressing și încă un pasaj de trecere. Adică să se înhame în ceea ce înseamnă lucrări puțin mai ample decât cele de finisaj. Foarte puțin. Foarte puțin. Da, foarte puțin. Foarte puțin pentru că e o investiție greu și doresc și să o evite, nu? E o investiție, da, și de timp, și de efort, și de multe chestii. Și adică de preferă. Nu mai zic de asta. Și preferă, preferă să cumpere ceva decât să. Și să fie cât mai aproape de ce își doresc. Exact, da. Adică preferă să extindă aria căutărilor decât să se gândească, bă, iau pe ăsta că poziția este foarte bună, dar mai fac eu ceva la interior. Da, pentru că știm mai bine ca mine că să dai jos un perete. În sensul dacă e corect sau dacă, sunt pe restructural, deja intră în alte probleme. Pentru că eu nu sunt, o să-l sfătuiesc întotdeauna, vorbește cu Viorel. Eu chiar, zic că chiar vreau să te întreb, în momentul în care apar chestiuni de astea, hai să spunem, din zona menajerului interioare, nu neapărat reconfigurări de spațiu. Când îi vezi așa că stau și se gândesc, le recomanzi un sprijin, un arhitect să-i ajute să înțeleagă mai bine spațiul? E o recomandare pe care o faci? Da. Da? Și ei se duc sau devin ei creativii de serviciu? Nu, stai. Se duc în direcția sfaturilor? Eu personal, având în vedere că noi avem, după cum spuneam, lucrând în reprezentare exclusivă, respectăm un cod etic. Iar codul etic îți spune că trebuie să faci disclaimer că tu nu ești arhitect, că tu nu ești structurist, că tu nu ești jurist. Și să îi împingi, adică, de exemplu, dacă ai o situație care pentru tine e clară, prin experiență, nu neapărat prin studii, prin experiența pe care ai avut-o, că ai mai rezolvat chestii similare, nu trebuie să-i zici neapărat, da, e clară, pentru că atunci e clară, poate să faci, cum zic da, eu. Da, el poate să ia decizia de vânzare pe ce ai zis tu. Ori tu nu ești cel, pentru că tu ești agent imobiliar. Da? La fel și la treaba de arhitectură. Vrei să dai jos peretele ăsta? Eu zic că teoretic tu poți să-l dai jos, dar ce te sfătuiesc este să apelezi la un profesionist. Dacă vrei să mă întrebi pe mine de un profesionist, eu sunt obligat să-ți dau 2 sau 3. Da? Tu ți-alegi, tocmai pentru a fi etic oricare și nu aduce lucrurile la cineva căruia vreau eu să-i dau business. Ci lucrurile trebuie duse în direcția că vreau să-l ajut pe el. De asta, cel mai bine este ca el să vină cu arhitectul lui. De exemplu, am un apartament care este într-un bloc vis-a-vis de Cismigiu, superbă locație, cu vedere exact pe Cismigiu. Blocul nu este expertizat din punct de vedere seismic. Eu le zic chestia asta și mai mult decât atât le spun, la următoarea, sfatul meu este, înainte să faceți o ofertă, să veniți cu un structurist. Mi-au venit 10 cu structuristul. Eu știu ce o să zică structuristul, dar nu le zic. Pentru că le zic de la mine, pleacă de la mine și va lua decizia pe ce i-a zis un agent. Da? Nu sunt... Pornind de la exemplul tău cu apartamentul de la Cismigiu, ți s-a întâmplat des, frecvent sau foarte rar să vezi că acest cumpărător vine cu specialist suport care să-i dea sfatul cel mai bun vis-a-vis, să-i întărească lui decizia în prima fază, de cumpărare? În a doua fază. În a doua fază, fără excepție. A doua fază este după semnarea contractului? Nu, în a doua fază, a doua vizionare. Prima vizionare este, hai să vedem dacă mi-aș dori. Pentru că sunt anumite lucruri pe care trebuie să le vezi tu. Și după aia, e următorul, pentru că descoperă potențialul. Exact, pentru că de multe ori este, poate să fie un cost suplimentar. Pentru că, nu știu, și prieten, prieten, prieten. Da. Dar, și nu poți să-l, chiar dacă e prieten, nu poți să-l car tu peste tot, vrei să vezi 50 de apartamente, îl car de 50 de ori. Zici, ok, am luat decizia, aș vrea să-l cumpăr, dar dacă, îmi zice structuristul că e ok, îmi zice avocatul că sunt ok actele, îmi zice notarul că sunt ok actele. Ok, dacă mi-au zis ăștia 3 pe care eu îi sfătuiesc să se ducă cu structuristului, arhitectului, pentru că, de exemplu, acolo chiar ai nevoie de un arhitect, pentru că, repet,
Arhitecții nu sunt oameni, sunt altfel. Da. Sunt altceva. Eu văd peretele acolo, un arhitect zice ok, dar îl văd, uite, în felul ăsta. Cu scară cu tot. Da, îl văd în felul ăsta. Și vezi că acolo s-ar putea să nu știu ce și rămâi, wow, nu m-aș fi gândit în viața mea la așa ceva. Și de asta zic, întotdeauna le dau sfatul, mai ales la proprietățile în blocuri vechi, cheamă un arhitect pe care trebuie să-l cunoști tu, dacă nu îți recomand eu unul, doi cel puțin, sau un structurist care să zică, de asta evit să îi recomand eu, la arhitect pot să îi recomand eu, dar la structurist evit să îi recomand eu, să nu creadă că eu sunt pus acolo să vând apartamentul reprezentând proprietarul. Nu vreau să existe conflictul ăsta de interese. Mi-ai recomandat, mi-a zis ăla, mi-a căzut, domne, cu cine mi-a căzut coșmelia și... Da. Ua, nu. E, dacă el îți zice că este ok, vei cumpăra. Deci, probabil că nici nu își cer foarte multe păreri vis-a-vis de apartamentul lor în sensul altor specialități. Domne, este solid, este cu tare. Deci, ba da, mi le cer. Ți le cer. Le cer, numai și că tu ești în zona disclaimer-ului și... Sunt agent imobiliar. Chemați specialiști. Da? Uh-huh. Chemați un specialist, dacă mă întrebați pe mine ca agent imobiliar și dacă te întreb, chiar îi recomand, scuze, ca om, da, bineînțeles. Notar, structurist, da, avocat, da, și așa. Dacă nu are, dar dacă, repet, are. Insist ca el să aibă structuristul lui, ca să fie plin de încredere, să, da, nu, exact, că face parte este, e o terță, scenariu. E o terță persoană. Uh-huh. Și nu vreau să existe vreo problemă undeva unde i-am recomandat eu pe cineva că îi va face imobilul din Risteismic 2, îl face fără Risteismic. Uh-huh. Da, domnule, cumpără-l, că oricum pe mine nu mai trebuie. Hai să facem un salt acum într-o sferă mai amplă. Acest tip de activitate, agenție imobiliară, real estate, funcționează în România acum, deja ne-ai descris că funcționează, da? Până la momentul mare de luarea unor decizii. Cum funcționează în alte țări? Cum funcționează în Statele Unite? Statele Unite funcționează foarte mișto. Da? Cu sensul că agentul imobiliar este, este o persoană care de multe ori, și acolo și ei au problemele lor, la noi de multe ori, hai să o luăm altfel. Prin comparație, la noi de multe ori este perceput ca un cost suplimentar al tranzacției. Acolo este văzut ca o resursă, nu ca o cheltuială. Pentru că americanii și-au dat seama bine, activitatea de agenție imobiliară la ei pleacă de mult în spate. Și-au descoperit că mai bine să lași lucrurile în mâna unui profesionist, pentru că una la mână va dispărea partea subiectivă. Și îți dau cel mai simplu exemplu. Mi s-a întâmplat să pierd tranzacții pentru că clientul, singura lui tehnică de negociere era să strâmbe din nas. Este tipul de negociere client nemulțumit. Nu-mi place, domne, calculatorul ăsta, nu-mi place cana asta. Dar fii atent, îți fac o favoare și ți-o iau dacă mi-o lași la preț. Știi? Asta e tehnica lui de negociere. De fapt, nu-i place cana, dar nu știe de altă negociere decât să scadă la preț. Da. Plus că, din câte am observat, negocierea tipic românească este care e ultimul preț. Deci asta este... E prima întrebare. Nu, asta e tehnica de negociere, care e ultimul preț. Știi? Că tu îi zici ultimul preț și de-abia de acolo începe negocierea. Că așa s-a prins el că merge la toată lumea. Da, cam asta este. Și mi s-a întâmplat să pierd tranzacție pentru că clientul a fost exact tipul ăsta, s-a comportat foarte arogant, pentru că asta era tipologia lui de negociator. Eu o să mă comport arogant, nu-mi place nimic. Are banii, are forța. Îi fac o favoare proprietarului că îi voi cumpăra coșmelia lui. Astfel, în accepțiunea lui, era gata cu siguranță, deja și făcuse mai planul. Mai obținut 5%. 10.000 de euro, 20.000 de euro. Așa, pentru că eu sunt... Asta e tipologia de negociere. Numai că, din păcate, tipologia asta de negociere este posibil să supere. Și e posibil să dai de un proprietar care o să zică, știi ce, nici pe 400 de miliarde de euro nu-ți mai vând ție. Și atunci, deja... s-a rupt tranzacția. Uh-huh. Ce se poate face în cazurile astea? Mi s-a întâmplat, uite, îți dau un alt exemplu. Și aici era vorba doar de încredere. Unul dintre clienții mei mai vechi, care dezvoltă case și știe că le dezvoltă bine, unul dintre cumpărătorii potențiali a zis, ok, eu sunt decis să cumpăr, dar aș vrea să fac un studiu la beton. Dai și mie o gaură, luăm ăla.
Când am pus mâna pe telefon să-i zic proprietarului ce vrea, de aproape că m-a concediat. Cum, domne, că eu construiesc, că nu știu ce, tu știi că nu există laboratoare, că trebuie să iei, adică tu știi mai bine, trebuie să iei cubul de beton, unul să-l pui la soare, unul să-l pui la umbră, nu mai știu ce mi-a zis el acolo, dețineam telefonul așa. Pleacă de aici cu clientul tău. Îi zic, ok, hai să se calmăm. Care e interesul nostru? Să vindem. Care e interesul clientului? Să cumpere. De unde pleacă această dorință a lui? Pleacă de la neîncredere. Cum facem noi să avem încredere? Avem documente. Avem documente și lăsăm să facă treaba aia. Pentru că documentele, în accepțiunea multora dintre noi, pot fi măsurite. Ei dau 100 de euro și zice că e betonul care trebuie. Sfatul meu dar este... Dar betonul e chiar așa. Dau și eu un exemplu. Uite, vezi, eu n-am știut. Tu știi. Păi, da, părerea poate că e bine să facem un mic intermezzo și să explicăm aici. Într-un proiect sunt mai multe semnături. Fiecare reprezintă o specialitate. Arhitectură, rezistență, instalații. Hai să discutăm despre rezistență. Inginerii de rezistență, în conformitate cu legea și discutând de legea 10 a calității în construcții, care semnează proiectele, sunt responsabili sub efectul legii, mergând până la închisoare, pentru rezistența, pentru stabilitatea construcției pe toată durata de existență a imobilului. Super. Da? Iar ei când fac calculul de rezistență, pendinte de o grămadă de normative, normativul seismic al României și așa mai departe, P01, ediția 3-a, sunt o grămadă de normative și legi care impun factori de siguranță pentru calculul structural al construcțiilor, își pun semnătura când sunt siguri că acea casă nu va cădea la primul cutremur. Okay. Adică în ceea ce numim cartea tehnică a construcției, adică ăsta este documentul pe care ar putea să-l pună la dispoziție orice dezvoltator, da, nu neapărat orice proprietar, dar un dezvoltator cu siguranță, acolo pot fi văzute toate aceste lucruri. Ce tip de beton s-a folosit, care e gradul de armare, ce tip de armătură și așa mai departe. Ce vorbeam eu este... Deci până să faci carotele și probele respective... Exact despre asta spun. Tu, având formarea pe care o ai, și proprietarul, având formarea de inginer constructor pe care o are, a zis: exact cum te-ai și tu, cum, doamne, pe cealaltă parte clientul sau eu, habar n-am lucrurile astea. Și mă gândesc că doar cerând chestia aia, dacă o accepti, e clar că n-ai nimic de ascuns. Dacă nu o accepti, mai bine mă duc la altă casă. Aș spune, exact așa mai fac o paranteză mică de completare. Aș spune că în acea carte tehnică, numai că veți găsi semnătura inginerului sau colectivului de rezistență care a calculat această casă, veți găsi și o mare ștampilă rotundă, care se numește ștampila de verificator. Adică este un organism care verifică acele calcule de rezistență și le certifică către piață, având o expertiză profesională extraordinară și recunoașterea instituțiilor statului. Adică inginerul de rezistență și verificatorul, iar dacă ai pe astea două, adică nimic nu mai poate fi neclar. Pe cealaltă parte, având în vedere că discutăm, nu discuți cu cineva care știe toate lucrurile astea și discuți cu cineva extern. Suntem într-un folclor. Exact. Și în folclor poate că el a auzit de nu știu unde, nu știu ce. Și ce s-a întâmplat? În cazul ăla, i-am zis dezvoltatorului, sfatul meu este să zicem că da, dar mai mult decât atât, înainte să vină, haide să stăm și să-mi zici, uite, exact ce mi-ai zis tu mie, să-i zici lui. Uite care sunt sistemele, da, care certifică această și calitate. Și crede-mă pe cuvânt că n-a mai fost nevoie de carotă. I-a explicat omul, deși la început a zis că nu-i mai vinde. Dar n-a avut intuiția să fie calm. Dar pe cealaltă parte, dacă erau față în față în momentul ăla, cu siguranță nu se mai făcea tranzacție. Pentru că se spuneau anumite lucruri, dezvoltatorul, exact, omul nu avea încredere, dezvoltatorul îi mărea neîncrederea, explicând și gesticulând, nu știu ce și nu știu cum, când s-au întâlnit, s-a vândut casa. Stimați cumpărători, vă dau un sfat. Indiferent ce cumpărați și de la cine cumpărați, ca să apreciați calitatea construcției respective, la evaluarea, la precalificarea de care discutam, nu? Solicitați proprietarului prin agentul imobiliar cartea tehnică a construcției și acolo veți găsi absolut tot ce vă interesează, inclusiv echipamentele de instalații, inclusiv studiul geo, adică vreau să spun alea care au fost cumpărate cu certificat de calitate și conformitate facturate. Că nu aici strâmba mie din nas, ci la momentul cererii.
Atât. Înainte de a semna contract. Adică, ok, da. Oriunde înainte de a semna contract. Perfect. Faza 1, 2, 3, exact. Nu contează. Că, la de exemplu, dacă toată lumea mi-ar cere lucrurile astea la prima vizionare, eu personal nu le-aș da. Păi nu, la prima vizionare trebuie să vezi casa mai întâi, da, să vezi potențialele, adică, de care vorbeai. Bineînțeles că se pun la dispoziție, că e normal să se pună la dispoziție în partea de due diligence a tranzacției. După ce ceri actele de proprietate, exact, poți să intri și exact, în cartea fără, tehnică. Fără nicio problemă și trebuie să le dea, numai că să nu le ceri doar așa să te afli în treabă. Și după aia să te nu, să zici de ce deci nu asta le-a. Este, să spunem că decizia ta este luată în proporție de 99%. Da, adică ai decizia de cumpărare și mai stai și vrei să consolidezi. Exact, să bă, ce cumpăr. Îmi place proprietatea, vreau să mă asigur că e făcută bine. Și atunci e absolut normal, trebuie să fie date toate datele. Sfatul este să vii și cu un prieten structurist, oricum vei veni, cu un prieten arhitect. Ok, hai să ne întoarcem în America. Cum zicea? Da. Cum acolo? Și exact asta zic. Americanii și-au dat seama că dacă e mai bine ca proprietarul și cumpărătorul să nu se întâlnească, pentru că poți evita lucruri de astea. Și au încredere în agentul imobiliar, pentru că el, una, va prezenta proprietatea mai bine decât o poate face proprietarul. În multe cazuri. Nu în toate cazurile, dar în multe cazuri. Dacă pune un interviu de precalificare și un interviu cu proprietarul înainte, care sunt, eu de exemplu pun exact întrebările astea. Pe dumneavoastră ce v-a făcut să cumpărați această proprietate? Și îmi răspunde, inclusiv lucrurile astea câteodată le trec în anunț, pentru că cel mai probabil exact lucrurile care au făcut pe el să cumpere această proprietate vor fi transmisibile și viitorului client. De exemplu, adică rata de repetabilitate este foarte mare. Da, 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 da. Și exact chestia asta se întâmplă în Statele Unite. Agentul imobiliar are în general proprietatea, are cheile de la proprietate, va prezenta proprietatea, respectă un cod etic, adică va da toate detaliile pe care le știe, care ar putea influența cumpărarea, decizia de cumpărare. Va spune toate viciile pe care le știe, ale proprietății este obligat să le spună. Mai mult decât atât, cunoaște mai bine zona decât proprietarul, poate răspunde și la alte obiecții legate de preț, poate răspunde și la ce s-a vândut pe stradă. Și din cauza asta e o persoană mai potrivită, cea mai potrivită de a vinde proprietatea decât un client. Bineînțeles că există un client, pardon, un proprietar. Bineînțeles că există proprietari care vor să-și vândă proprietatea singur, sunt așa numiți FSBO, for sale by owner, în Statele Unite, dar acolo e o mică parte din și la noi e puțin diferit. Noi nu avem FSBO în adevăratul sens al cuvântului, adică sunt cei care nici nu vor să audă de agențiile imobiliare. Eu pot spune din experiența mea că majoritatea proprietarilor încep ca FSBO, încep ca direct de la proprietar, urmând ca pe măsură ce lucrurile avansează și descoperă că proprietatea lor nu este vândută, să ceară sau să accepte ajutorul unui agent imobiliar. Ideal ar fi să, înainte de a pune proprietatea pe piață, să ai un agent imobiliar care să te reprezinte alături de tine. Pentru că după aceea e caduc. Adică stai mult cu ea pe piață și te miri de ce nu se vinde. De cele mai multe ori nu se vinde din cauza faptului că ai fost subiectiv la evaluare. Dar care e sistemul de real estate despre care ai zis tu și care funcționează cel mai bine? Cel mai bine este reprezentare. Da? Da, reprezentare fără. Ori e reprezentare la cumpărător, ori e reprezentare la vânzător, să reprezinți o singură parte, să fii etic față de ambele părți, dar să reprezinți interesul unei singure părți. Asta e o chestie care funcționează pe termen lung și pentru tine ca agent imobiliar, și pentru cumpărător, și pentru vânzător. Deci demersul cel mai bun este să ai această reprezentare. Da, așa, așa, eu așa am ales să lucrez. Apropo de ce vedem prin filme, când bine, americanii dezvoltat și analizat sociologic de Alvin Toffler cu Al Treilea Val, vând cu totul, cu mobilă, au luat banii și au plecat din Nebraska în California și acolo iarăși cumpără cu totul. La noi care este trendul? Nu e neapărat așa. Nu e neapărat așa, dar în filme se vede așa. Nu e neapărat așa. În filme se vede așa pentru că la ei există o chestie care a început să apară și la noi. Nu e foarte, e o oportunitate de business pentru cine vrea să încerce. Se numește staging-ul proprietății. Adică
o proprietate, plus valoarea proprietății poate fi adusă și prin mobilarea ei și decorarea interioară, să zicem. O proprietate de, nu știu, dau un exemplu, 3-400 de mii, goală, poate nu o să arate de 3-400 de mii. Dar mobilată, îți vei da seama de mai multe lucruri. Pentru că, spre deosebire de arhitecți, care am mai zis că nu gândesc la fel ca noi, eventualul client poate nu vede anumite lucruri și trebuie să-l ajuți să le vadă. Proprietarii pun, americanii, pardon, pun accent pe două lucruri. Cum se vede casa din exterior, cum am zis, curb appeal, și al doilea, bucătăria. Bucătăria, în general, vine cu casa. Dar ei o mobilează, în general, agentul imobiliar o mobilează, ea se va vinde nemobilată, mobilierul, adică ca și regulă, dar o mobilează ca să arate bine una la mână pentru fotografii. După ce s-a semnat tranzacția, exact, mobilierul pleacă, da, în altă. Poate pleca sau poate rămâne acolo. Depinde cum se înțelege. Depinde cum se înțelege. Dar deci sfatul meu... mobilierul dă o altă scară a lucrurilor, exact. Te poate conduce la vizualizări de astea. Cum voi trăi eu în casa mea, nu? Exact, exact. Mai ales dacă e o proprietate mai de lux. Și dacă mobilierul este și el ok. Absolut. Pe cealaltă parte, nu e, la noi în România nu prea se pune accent pe mobilier. Însă proprietarii pun accent pe mobilier. Dar și în dezvoltările ultimilor ani, cutuma ne duce în zona că bucătările și băile din gata mobilate complet, da? Da. Frigider, nu. Mașini de spălat. Nu. Nu? Numai la închiriere. Nu. Eu așa am cumpărat cu frigider cu tot. Cu mașini de spălat de vase, cu mașini de spălat. Și ai cumpărat. Da. Este o tehnică de vânzări. Da. Da, este o tehnică de vânzări care deci merge. Au făcut parte din. Da, este o tehnică de vânzări care merge. Dar nu e foarte răspândită, da? Nu, nu. Ok. Ca și de, eu vorbesc aici de imobile, să zicem, second hand, da? Uh-huh. E o discrepanță, pentru că proprietarul vrea să vândă mobilierul și implicit, pentru simplu fapt că e mobilat, va urca un pic prețul față de vecinul care nu vinde mobilat. Ori cumpărătorul, interesul lui este să, da, se uită la preț și interesul lui este să zică stai puțin, că poate mie nu-mi place canapeaua ta. Plus că mai am niște mobilă de la mama. Da, exact. Sau vreau să mi-o fac eu, nu știu, Ikea sau whatever. Da. Și atunci deja devii iarăși într-un punct unde deci ar putea unde să devină chiar un impediment la, da, mentalitățile noastre. E o vorbă pe care le-o zic proprietarilor, noi vrem să vindem apartamentul, nu vrem să ne certăm pe un scaun. Corect. Pentru că scaunul ăla ai dat pe el nu știu câte zeci de milioane, zeci de mii de lei, să zicem, iar cumpărătorului nu-i place. Ce faci atunci? Ai dat pe mobilierul ăsta care, uite, îți dau exemplu iarăși din experiența mea. Am avut pe cineva cu un apartament și din cauza faptului că mobilierul de sufragerie însemna foarte mult pentru proprietar și nu au avut unde să-l mute și nici cumpărătorul nu l-a vrut, n-au mai vândut apartamentul. De ce? Pentru că apartamentul, mobilierul respectiv era cumpărat pe vremea lui Ceaușescu și era echivalentul unei daci. Și a fost o chestie așa de mișto pentru ei ca și cuplu, erau mai în vârstă, și ca și cuplu să-și permită mobilierul ăla, exact, încât să nu-l apreciezi, a fost așa un fel de stai un pic că noi trebuie să găsim o soluție pentru mobilier. Și am pierdut tranzacția atunci și am vândut-o 3 luni mai târziu cu 2000 de euro mai puțin, că mi-aduc aminte și acum, chiar aceluiași cumpărător, când au găsit ei soluție să mute mobilier. Pentru că deci nimeni nu a vrut mobilier. S-a dezamorsat toată povestea asta. Nu, ei, noi am zis nu, ei au zis nu, am căutat. Și până la urmă ei au fost cumpărătorul potrivit. Da. Deci contează foarte, foarte, foarte mult. Contează la, de asta showroom-urile, de exemplu, sunt făcute la dezvoltatori, sunt făcute cu mobilier foarte frumos, pune și lumina, e gândită, pereții, la fel, culorile sunt gândite să achiziționezi. Când ajungi sus, tocmai pentru că de multe ori nu gândești ca un design interior sau ca un să fii gata arhitect și să vezi exact potențialul pe care tu poate că nu l-ai vedea. Când spun tras în bandă, mă refer în sensul pozitiv al cuvântului. Da. Adică este, vezi, nu ce e o manipulare, este o influențare. Exact. Ce potențial ar avea apartamentul, exact, dacă. Exact, exact. Pentru că sunt anumite lucruri, de asta zic că trebuie să recomanzi un arhitect, mai ales cum e un spațiu pe care căruia nu-i vezi plus valoare. E un, nu știu, eu cred o mansardă. Că mai ales la case, nu la apartamente de bloc. Nu? Și la case, da. Cred că acolo mai cu seamă.
Și la casă, da. E o chestie unde mobilierul contează. Adică, așa cum spuneam, între imobiliare și arhitectură, da? Deci tot timpul trebuie să fii pe domeniul ăsta. Să nu mai zic că spre deosebire de un arhitect, un client normal nu-și dă seama cât e un pat? Deci efectiv... Ca dimensiuni. Da, nu ca dimensiuni, ca dimensiunile știi. Dar nu știi pe jos cât e un metru. Sunt mulți clienți pentru care mobila este atât de importantă dintr-un simplu motiv. Nu-și dă seama când intră într-o cameră care nu e mobilată, cât de mare e camera respectivă. Vin cu ruleta după ei? Foarte rar. Foarte rar. În general am eu laser, dacă mă întreabă, am eu laser. Dar foarte rar. Și tocmai din cauza asta îi zic, oh, dar încape aici un pat? Dar un dressing încape aici? Și atunci stai și de fapt îți dai seama că ei nu prea vizualizează cum să facă și trebuie să-i ajuți. Cum să împartă o cameră, cum ar putea obține maximul din... Și de asta e bine ca apartamentul câteodată să fie mobilat versus de nemobilat. Și un apartament care este mobilat, chiar dacă tu nu-i dai mobila, se va vinde, părerea mea, mai repede decât unul care nu este. De asta dezvoltatorii au ajuns primul la concluzia asta că e bine să mobileze cât un apartament în fiecare fel și să-l prezinte ca showroom. Da, să nu mai vorbim de finisaj. Chiar la asta întreb. Finisajele, sigur, ele pot fi schimbate relativ ușor, adică ai pus ciocanul pe gresie, ai dat cu șpaclu pe zugrăveală, nu știu ce. Cam care este incidența schimbării finisajelor după ce se cumpără un apartament? Cam în câte la sută din cazuri se întâmplă? În cazul tinerilor, în aproape 100%. 100%. Da. Concepte noi, inovatoare, da, tinerești. Părerea lor. Uh-huh. Adică amprenta lor asupra... Chestii de personalitate. Exact, amprenta lor asupra spațiului. Adică, practic, totdeauna... Nu și la dezvoltator. Că la dezvoltator poți să le ofere un pachet unde le zice, uite, asta este bugetul pe care noi vi-l dăm pentru gresie, faianță, parchet, uși, modele, și ți le alegi tu. Uh-huh. Nu, și ți le alegi tu. Dacă da, vrei ți le pun la dispoziție noastre, cu catalog și dacă, exact, dacă vrei modelele noastre, ți le pune la dispoziție pe astea, dacă vrei altceva, fără nicio problemă, ăsta este bugetul pe care ți-l dăm noi, îl suplimentezi și poți să spui ce vrei tu, pe jos, piatră de râu, dacă dorești. Sunt aceste două mari categorii, vânzări, cumpărări și închirieri. N-am discutat foarte mult despre închiriere, dar aș discuta un pic despre închirierea asta pe termen lung. Un an se semnează un de la contract. Ok, deci un an, doi spun așa, pentru că oamenii poate trec printr-o tranziție, se mută dintr-un loc în altul, se schimbă jobul și așa mai departe. Planning-ul familial este și el important, nu? Pentru că pe urmă ne mulțim și nu ajung două camere și poate avem nevoie de trei. Da. Rigorile de selecțiile la închiriere sunt mai aplice decât cele la cumpărare sau invers? Oamenii sunt mai flexibili când închiriază sau sunt mai flexibili? În general, la închirieri te gândești la buget și la zonă. Nu neapărat în ordinea asta, dar în general te gândești la zonă, cam unde vrei să stai sau de fapt unde vrei să ajungi și după aceea buget. Adică eu cred că la închirieri fenomenul arhitectură contează mai puțin. Nu, cred că acolo contează chiar mai mult. Da? Da, pentru că ai o mai mare alegere, plus că în momentul în care, dacă nu-ți convine ceva, te poți muta. Imediat te muți. Adică după un an de zile, ok, poți să treci. Dacă din punctul ăsta de vedere spui gen scara, e posibil să strâmbe din nas mai mult. Uite, de exemplu, am avut o închiriere acum zilele trecute unde a contat foarte mult înălțimea bordurii. Și faptul că bordura respectivă va fi lăsată în aproximativ o lună. Pentru că chiriașul avea o mașină foarte joasă și a fost o chestie care pentru el a contat foarte mult. Da. Pentru mine nu a contat. Că de aia mi-a trecut de mașină. Nu știi cum e să repare un prag Porsche, dar o să afli. Da. Da. Și ne întoarcem la ceea ce povesteam mai devreme. Închirierile se fac în marea lor majoritate cu sau fără mobilier. Cu mobilier. Cu mobilier. Da. Și mobilierul contează. Și contează. Da. Contează în preț. Și lumea a învățat. În ultimii, și la același preț. În ultimii 30 de ani lumea a învățat că mobilierul contează. Dacă vorbim de chiriași. De chiriași. Unii proprietari nu au învățat și încearcă. Da, piața este un reformator. Te duce în zona asta.
Da, ușor, ușor se încep să înțeleagă că poate dacă ar schimba unele piese de mobilier, perioada de vacantabilitate a proprietății va scădea. Uh-huh. Adică chiar la același preț, cineva care are un mobilier mai modern și apartamentul este mai modern, și renovat, mai zodobit, și mai parchetat, exact, renovat, și mai va sta mai puțin, se închiriază mai repede decât unul care nu. Pentru că și iarăși pleacă de la psihologie. Te gândești că cineva care n-a băgat bani, mobila e valoroasă, dar veche, nu exact. Vinde. În trecut a băgat ceva bani, dar nu mai bagă, poate că nu e cel mai bun proprietar pentru tine. Uh-huh. Și la momentul ăsta, din cât am văzut, mai ales tinerii, e foarte, foarte important pentru tineri, normal, place să te simți bine acasă. Dacă tot dai niște bani, să nu închiriezi un apartament cu biblioteca cea clău. Da, da, sau cu ușile alea puțin mai așa de care trebuie, nu s-au închise. Trebuie să le închizi pe amândouă în același timp ca să stea una peste alta. Da, plus că mai apar și conceptele astea aduse în piață de dealer cum sunt Mob Expert, IKEA și așa mai departe, în care nu promovăm lucruri moderne, design interior, care devin atractive și care și ai vrea să fie camera exact ca în catalogul ăla. Și reprezintă confortul nostru, nu? Da, până exact. La urmă. Pentru că până la urmă, dacă stai acasă și nu te simți bine, nu ești acasă. Ok. Și dacă ai posibilitatea, exact, și dacă ai posibilitatea să o schimbi, o vei schimba. Și la închiriere ai posibilitatea să o schimbi. Deci, dragii mei, n-am fost astăzi într-un șantier, dar iată că poveștile pe care le aflăm de la Ionuț, pe linia asta care am stabilit-o între noi, dintre imobiliare și arhitectură, sunt adevărate povești din care credem că putem învăța cu toții. Și agenții imobiliari despre cum văd arhitecții lucrurile, și arhitecții de la agenții imobiliari, care iată sunt un factor dinamic al pieței, și puse între noi perspectivele clientului asupra gestului de imobiliare sau arhitectură se poate modela. E o chestie foarte, foarte îndrăzneață și în unele piețe, cum ai zis, de exemplu Statele Unite, e o chestie foarte uzuală ca agentul să vină să vorbească cu un arhitect, mai ales dacă proprietatea este bună, ca și marketing mă refer, să vorbească cu un arhitect cum ar schimba sau care sunt lucrurile bune. Ce potențial e acolo? Exact ca un interviu. Uh-huh. Pe lângă walkthrough, cum îl denumesc ei, adică când mergi cu camera prin proprietate sau filmulețul de prezentare al proprietății. Tocmai de multe ori se întâmplă și o idee bună să iei interviu direct proprietarului de ce a făcut anumite lucruri cum le-a făcut. Mm-hmm. Dar asta este la, exact, este la un anume nivel, că degeaba, adică s-ar putea să nu ai același impact cu un apartament de două camere. Precis, chiar, precis nu. Plus că apartamentele nu seamănă totuși foarte mult între ele, adică cel de la aici de două camere cu cel de la aici din București de două camere sunt foarte apropiate ca structură. Da, exact. Însă casele, care sunt mult mai customizate, mult mai personalizate, s-ar putea să suscite cu totul și cu totul alte păreri și opinii și diferite tipuri de potențial. Una este să vrei să o faci clasic, alta e vrei să o faci modern și alta e să o faci așa for the future. Adică, frate, eu construiesc casa asta să arate bine și peste următorii 20 de ani. Și intrăm în zona de echipare, smart, pasiv și tot ce înseamnă, să spunem așa, avantaj competitiv. Adică și partea de tehnic, pentru că unii clienți sunt. De asta un agent imobiliar bun trebuie să înțeleagă mai întâi și mai întâi ce este interesat pentru clientul respectiv. Uh-huh. Pentru că, cum ai zis tu mai devreme, pentru tine poate fi un lucru decisiv prezența sau absența planului în a-ți lua sau a-ți face o părere despre o casă. Pentru altcineva poate fi un criteriu de siguranță. Cum îi ajung clienții cum îi ajung copiii la școală și în cât timp, fără să traverseze nu știu câte străzi. Uh-huh. Pentru altcineva contează foarte mult proximitatea de piață. Pentru altcineva contează că face sport. Uite, de asta n-am discutat. Revenim. Dar despre echiparea casei, sisteme de ventilație, sisteme HVAC, sisteme de încălzire, smart house, pasiv house. Contează foarte, foarte, foarte mult. Se caută deja? Se caută, da. Mai ales pentru că noi... Deci vinde. Da, noi suntem exportatori de IT. Așa. Și o chestie foarte mișto pentru oameni ca mine, de exemplu, adică dacă mă adresez, de-aia trebuie găsit punctul ăla. Pentru că dacă tu cumperi casa și nu ești arhitect,
s-ar putea ca tu să vezi anumite lucruri și să nu te intereseze că dai drumul la jaluzele din telefon. Nu știu, dau un exemplu. Pe mine s-ar putea să mă intereseze că dau drumul la, sau dau drumul la aer condiționat cu 3 ore înainte, cu 3 ore înainte sau la centrală cu 3 ore înainte din telefon sau îmi pun roboțelul să sau planificăm tot sistemul de funcționare pentru sezonul în care suntem. Exact, da. Băi, dacă afară sunt 40 de grade, înăuntru vreau să fie 24. Exact, exact. Dacă afară sunt 50, bă, înăuntru să fie 18. Și dacă îmi permit să fac lucrurile astea și vine ca o soluție, e o plus valoare față de o casă care nu are. Un avantaj competitiv. Da, 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 da. Și de asta, în funcție de chestia asta, la un anume categorie, la o anumită categorie de preț încolo, sunt lucruri care contează și sunt apreciate de toată lumea. Adică inclusiv de, nu știu, o persoană care nu e foarte tehnică. Concluzia este că la cele patru pe care vi le-am spus, util, da, funcțional, frumos, estetic, rezistent, din punct de vedere structural și economic, trebuie să adăugăm și impactul tehnologic. Cât de modernă este casa din punct de vedere al echipării? Sau cât de puțin timp pierzi? Nu mai cumpărăm astăzi o mașină fără climatronic, nu? Exact. Deci am cumpărat o casă care nu este ventilată sau aerisită sau... Dacă există posibilitatea asta, deci e un avantaj competitiv foarte mare, părerea mea. Că dacă ai două case identice, iar una are și una nu are, având în vedere că diferențele de preț s-ar putea să fie mici relativ față de costul casei respective, de ce nu? În speranța că vom trece cât mai ușor de perioada asta cu COVID-ul, mi-a mai venit acum o idee și o punem în plan. Faptul că începem să lucrăm mai mult de acasă, începem să extindem munca din birouri către home, da? Cu internet, cu comunicările pe care le știm, s-ar putea să ne schimbe puțin viața. Asta e un inclusiv piața de vânzări sau închiriere spațiilor de birouri, nu? Da, aici nu. Se manifestă un trend deja? Da, din păcate, da. Oamenii încep să. Adică, pe de-o parte, piața de birouri este și o piață de. Dacă ai un birou, ești cineva. Adică e bine să ai niște birouri, două, trei etaje dintr-o... Ai o personalitate adică de business bine creionată și reprezentativă. Nu poți să zici că lucrezi de acasă. De exemplu, agenții imobiliari, cum sunt și eu, eu lucrez de oriunde. Adică am laptopul cu mine, am tableta cu mine, am telefonul cu mine, răspund la telefoane. Birou mobil Ion Spetianu. Exact. Și eu am birou mobil Fiorel Peșca. Exact. Recunosc. Despre asta zic. Da, pe cealaltă parte sunt foarte multe meserii care au descoperit că pot face lucruri de acasă. Da, dar asta înseamnă că acasă s-ar putea să ne dorim pe acest trend în curând să avem și o zonă care să figureze pe post de birou. Da, e foarte greu. Da. Din experiența mea, să lucrez de acasă este ceva foarte. E foarte greu să te organizezi. Ești aproape de frigider. Dar dacă îți creionezi și spațiu, atunci poate devine mai ușor. Da, e foarte, foarte. Dar mai este un fenomen care se va întâmpla, după părerea mea, și îți cer o părere și ție aici. Ok, diminuăm preocupările de a avea spații de birouri, ne mutăm acasă, dar s-ar putea să avem nevoie de un spațiu intermediar în care trebuie să ne întâlnim cu clienții și atunci s-ar putea ca hub-urile să iasă puțin în față în ceea ce privește piața asta de consum pentru birouri temporare, cu ora, cu ziua, cu săptămâna. Da, e o idee. Inclusiv co-working space-ul. Co-working spaces, da. Depinde de ce lucrezi. Pentru că nu poți să te gândești. La mine, de exemplu, la mine și poate la. Bine, spațiul tău de lucru colegi, e clar că se mută exact, în casa pe care tocmai ai de vândut. Poți să faci chestia asta, ca și adică sunt anumite meserii unde ar merge. Poate că și arhitectura ar fi una dintre ele, unde poți să lucrezi într-un coworking. Dar să lucrezi, nu știu, pentru IBM sau pentru altcineva într-un coworking e. Nu, acolo ai o altă zonă, adică, de creativitate, de relaxare. Sunt de business-uri mici, de 1-2 oameni, business-uri în general creative. Adică genul de afaceri de apartament poate să închirieze un hub din când în când. Da, da, da. Pentru zona de reprezentativitate și confort al întâlnirii, până la urmă, să poți să ai o cafea, un acces la un screen, o prezentare, da. Semnești și niște contracte, un printer, ceva pe acolo trebuie să se întâmple. E adevărat. Dar hub-ul presupune că te întorci la el din când în când. Basic-ul este acasă, nu? Internet, da. Comunicare, tot ce știm. Sigur, ai treabă prin oraș, te duci la cliente, mai întâlnești. Aici, numai la anumite tipuri de meserii.
meseriile care aveau sediu în birouri, în clădiri de birouri, eu nu cred că sunt așa și nu cred că va fi suplimentată existența unui birou și a unui lucru de birou din cubiculele alea cum au ei, cu un hub unde te duci din când în când. Nu cred. Mai degrabă se va orienta spre casă și după aceea te duci la birou, la biroul firmei, mai mic pentru anumite lucruri, gen briefing-uri, dar al firmei. Pentru că n-ai cum, efectiv, mai ales în condițiile în care, nu știu, lucrezi cu oameni, cu date, e greu. Da, se diluează sentimentul ăsta de private property, adică ești prea expus unde îmi las documentele, hârtiile și așa mai departe. Nu e totul laptop. Da. Mai ales partea asta de contabilitate, documentaristică a firmei și așa mai departe. Plus că e o chestie pe care am observat-o, deși sunt așa numitele birouri flotante și în agenții imobiliare, adică la modul azi stau aici, mâine stau în partea elaltă, unde găsesc un birou. Pe hârtie sună bine, din punctul de vedere al atâta sună bine. Dar nu ai aceeași productivitate ca și cum ai avea biroul tău. Da, din cauza că te depersonalizezi. Adică asta am citit-o și zic că așa e și din punctul meu de vedere. Și ai și testat-o. Da, da. Deși eu pot să lucrez de oriunde, parcă mă simt mai bine când stau eu pe scaunul meu, primul meu scaun din camera aia și acolo stau și am eu ăla al meu de... Capsatorul. Care are mereu capse sau pixul meu și chestii de genul ăsta, pe care nu trebuie să le iau, să le strâng de fiecare dată într-o cutie și să le bag nu știu unde, cum se întâmplă într-un coworking. Da, dragii mei, deci sunt multe lucruri pe care le putem intui vis-a-vis de unde ne dorim să ajungem, cum ne dorim să locuim și cred că este bine ca întotdeauna să găsiți un agent imobiliar dedicat. Pe mine. Cu experiență, cu flexibilitate, da? Și dacă aveți nevoie de alte specialități conexe, cum ar fi inginerii de structuri, inginerii de instalații, pentru că și aici puteți discutăm de echipare și automatizări, nu în ultimul rând arhitecții, pentru ceea ce ar putea să vă sugereze și noastră tocmai n-ați observat. Falia asta dintre imobiliare și arhitectură, construcții, instalații, tinde să devină din ce în ce mai îngustă. Eu vă recomand să mergeți pe ea, pentru că e un câștig. Nu știu dacă cu banii, dar cu timpul sigur am realizat. Și timpul e bani. Am realizat că din punct de vedere al timpului scutim foarte mult timp. Da. Plus că vezi lucrurile dintr-o altă perspectivă și te ajută, pentru că porneai pe niște premise care, deși la tine păi așa spunea minte, bunicul, doi ori văd mai bine decât unul. Da. Plus că le văd lucrurile diferit. Exact. Și e posibil să afli un punct de vedere de care tu efectiv nu ține cont. Ok. Să terminăm cafeaua, să terminăm interviu și să ne vedem data viitoare. Mulțumesc! Și eu îți mulțumesc! La revedere! La revedere, dragii mei, și nu uitați, stați aproape, povești din șantier vă mai aduce noutăți.